Vă spun că în curând, în Casa Mireasa, o să intre mai mulți concurenți. Garnitura aceea, mă rog, m-am exprimat, eu așa, mi s-a portat amuzant, pe care vă tot promitem noi de ceva săptămâni. Sunt cel puțin 3 fete, cel puțin 3 băieți, unii dintre ei vin cu mame, așa că este important să vedem. Facem așa ca o setare a casei, știți? După 2 luni și ceva de când sunteți aici, unii dintre voi v-ați găsit jumătățile, alții nu. Facem așa un, dăm un reset și încercăm să vedem ce se poate face de acum încolo pentru cei care n-au găsit, nu și-au găsit jumătatea, cum vor rezista cuplurile atunci când, nu știu, apar alte fete, alți băieți. E foarte interesant. E și pentru voi, cei care sunteți un cuplu, poate fi o probă, faptul că vor veni noi concurenți dornici să-și găsească și ei iubirea în Casa Mireasa. Și pentru că vin mulți concurenți, va fi practic, cred că o noutate. E prima dată când am putea să mai facem un nou sezon, dar cu toate astea vin în acest sezon. Așadar, este o noutate. Trebuie să mai facem și puțin loc. Așa că o să ne despărțim de unii dintre voi. Dar cine suntem noi să decidem care sunt concurenții care să plece? Cine sunteți voi să hotărâți? Pentru că deja sunteți, aveți antipatii, partipriuri, sunteți prieteni. Cu siguranță că va fi foarte, foarte greu. Așa că ne întoarcem la stăpânul nostru, publicul, și o să vă rugăm pe voi, cei de acasă, să votați. Avem o cursă de eliminare. O să votați doar pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa, pentru că este singurul loc unde tehnic se pot susține două curse. Că avem o dată o cursă pentru fete, o dată o cursă pentru băieți. O să-l rog pe Cosmin să-mi aducă și plicul sau plicurile. Ai două plicuri? Două. Mulțumesc foarte mult. Și o să încep cu băieții. O să citesc numele concurenților aflați pe ultimele două locuri. Așadar, băieții care își vor auzi numele intră în cursa de eliminare. Iar primul băiat care va intra în cursa de eliminare este... Aron. Da. Publicul decide. Eu nu am nimic împotrivă dacă ies, nu am nimic împotrivă dacă rămân. Așa că facă-se voia Domnului. Da, știi cum e? Cred că e o șansă pe care poți să o ai în plus, mai ales că vin fete. Și poate că atitudinea asta non-combat poate să-i detină pe cei de acasă să te voteze să pleci. Adică, dacă tu spui, mi-e indiferent dacă rămân, mi-e indiferent dacă plec. Pe bune? Păi, tu vrei să rămâi sau vrei să pleci? Am motive și da. Hai să vedem. Care sunt motivele pentru care vrei să pleci? Vreau să fiu alături de ei mei, pentru că urmează Sfintele Paști, iar la noi în parohie, noi, familia noastră, face Sfintele Paști, pregătește tot absolut și vă dați seama că e... Bun, și dacă aveai o relație, ce făceam cu Sfintele Paști? Atunci era altceva. De asta spun că sunt argumente pro și contra ca să rămân, sunt argumente pro și contra să ies afară. Și una peste alta sunt în egalitate, adică nu am nimic împotrivă dacă rămân, nu am nimic împotrivă dacă ies afară. Doamna Elena, dumneavoastră ce vă doriți pentru Aron? Cum îți dorește și eu? Nu, nu să vreți să mai rămâneți? Dacă se poate, da, și dacă nu se poate, nu. Da, în fine. Al doilea concurent băiat care intră în cursa de eliminare este... Cosmin. Da. Tu ce-ți dorești, Cosmin? Îmi doresc să rămân, dar bineînțeles cu Alexandra, nu singur. Nu cred că ne-ar mai pri încă o despărțire așa, despărțire ca distanță. Dar uite, de ce crezi tu că ești pe ultimul loc? Poftim? De ce crezi tu că ești pe ultimul loc? Sunt pe ultimul loc? Uh-huh. Nu știu, apar nu. Eu m-aș întreba în locul tău, de ce nu sunt mai popular?
Nu cred că de asta am venit aici, să fiu cât mai popular sau cât mai nepopular, nu știu. Te-aș întreba-o pe Giovanna, care râde. Știi cum e? Dacă ești, tu ai venit într-adevăr să-ți găsești jumătatea, dar jumătatea s-ar putea să rămână în casă. E posibil, da. Și vin băieți. Poftim? Și vin băieți. Ei, acum. Ați accentuat băieți și fete. Hai, să trecem și la cele două fete care sunt în cursă. Prima concurentă care intră în cursa de eliminare este... Larisa. Te rog, tu ce-ți dorești? Îmi doresc să rămân. Dacă o să plec acasă, nu o să fie nicio problemă. Plec fericită, nu mă dubară nimic. Da. Ai mai fost în cursă? Da, deja sunt obișnuită. Deci am zis că până la final, până o să plec, o să fiu nominalizată sau mai puțin votată. Bine. Iar ultima concurentă care intră în cursa de eliminare este... Alexandra. Iuhu! Vedeți că nu... Surpriză! Nu e nicio garanție că ești împreună, așa că iuhu ăla nu știu pentru ce a fost. Sabrina, te-ai speriat? Un pic. De ce ți era frică? Nu plec. Tu vrei să rămâi? Încă mai vreau să rămân, mai ales dacă intru concurența, vreau să rămân.